Și cu cuvântul care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră, începem prin a citi din Psalmul 28, versetul 6. Binecuvântat să fie Domnul care ascultă glasul rugăciunilor mele. Să fii mulțumitor Domnului care ne primește rugăciunea. Și totodată ultimul verset de aici, mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Fii păstorul și sprijitorul lor în veci. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am spus potrivit cu cuvântul care va urma, pentru că am pe inimă un cuvânt care să-l aduc în fața dumneavoastră sub titlul Poporul lui Dumnezeu. Și pornim de la a citi cele scrise în 1 Petru, capitolul 2, versetele 9 și 10. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Știți că din 12 seminții, o seminție a fost aleasă să stea înaintea Domnului. Seminția lui Levi, o preoție împărătească. Știți că numai preoții, ceea ce era mai special decât leviții, aveau voie să se apropie de Domnul. Dar aici avem de face cu o preoție împărătească, ceea ce însemna că atât rolul de preot cât și de împărat avem har de la Domnul să slujim. Un neam sfânt. Mai mult, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Reiau aceste cuvinte, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Versetul 10, pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Știți că evreii s-au crezut multă vreme și aveau dovezi ca poporul lui Dumnezeu, dar greșeala lor a fost că ei nu acceptau ca și alții să facă parte din acest popor. Abia târziu au înțeles apostolii și citim în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, cuvinte rostite de unul din ei, versetul 14. Simon a spus, sunt cuvintele lui Iacov, cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Cum am citit în Petru, să fie a Domnului. Vreau să vă întreb, acest popor care trebuie și este un har să fie a Domnului, la ce nivel se referă? Doar la nivel de adunare? Sau și la nivel de familie sau chiar de indivizi. Vă citesc din Tit, capitolul 2, cuvintele Apostolului Pavel pentru a afla răspunsul la această întrebare. Citim mai întâi capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege, și să-și curățească un norod care să fie al lui, norod sau popor, e același lucru, plin de râvnă pentru fapte bune. Și acum vă citesc de la versetul 1. Tu însă vorbești lucruri care potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treci, vredni de cinste, cumpătați, sănătoși, în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Cerințele scrise aici pentru bărbați și femei, fie ei tineri sau bătrâni, sunt în competența bisericii sau a familiei, ca să fie îndeplinite? Ce ziceți? De datoria cui este să vegheze ca oamenii, pe când ajung bătrâni, să aibă aceste calificative? Vreau să vă arăt într-o primă idee pentru această după-masă, că între familie și biserică trebuie să fie o strânsă colaborare, pentru că și biserica și familia au aceeași chemare. Și vom vedea
mai apoi care este chemarea lui Dumnezeu pentru noi ca să fim popor al lui, aici incluzându-se biserica, toate familiile, toți indivizii. Dumnezeu încă de la început s-a adresat familiei. Citesc din cartea Genesa, capitolul 1, de la versetul 26, unde Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Rețineți asta. După chipul nostru, după asemănarea noastră. Versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească, parte femeiască, ne privește și pe unii și pe alții, atât creația, că de ce existăm, dar și scopul, versetul 28. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste tot ceea ce există pe pământ. Se poate ca această menire dată de Dumnezeu familiei să fi fost transferată mai târziu și să-i revină doar bisericii sau au rămas și familiei și bisericii? Eu nu știu la dumneavoastră cât de bună relație aveți cu biserica. Mă refer la fiecare familie. Cât de recunoscători sunteți Domnului și bisericii pentru felul în care vă ajută familia în a fi, în a deveni un popor al lui Dumnezeu. Vă citesc și cele scrise de Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 5, în susținerea acestei idei, pentru a vedea că ce facem noi aici la adunare trebuie să se continue acasă și ceea ce facem acasă trebuie să se continue la adunare. Și colaborarea trebuie să fie foarte strânsă. 1 Timotei 5,1. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Adică așa ar trebui să se raporteze toți tinerii la bătrânii din adunare, cum se raportează la tata lor, biologic, în familie. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. De altfel nu ne și numim noi frați unii pe alții? Ar trebui atât de bună să fie relația noastră cu membrii adunării, încât să-i privim pe frați și pe surori ca pe frații noștri de trup. Și surorile ca pe surori, evident. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Marea parte dintre voi n-aveți părinții aici. Dar dacă sunt ceva bătrâni pe aici, să-i priviți ca pe părinții dumneavoastră. Pentru că trebuie să fim într-o strânsă legătură. Pe cele tinere ca pe niște surori și face mențiunea cu toată curăția. Băieților, e clar? Cum ar trebui să vă purtați cu fetele din adunare? Ca și cu surorile voastre. Nu ți-ar plăcea ca sora ta să poarte un nume rău, să-și poarte feciorie, să-și piardă fecioria, ci să-și o poarte. La fel ar trebui să gândești în dreptul fiecărei tinere din adunare. Pentru că toți suntem chemați să fim poporul lui Dumnezeu. Spune Scriptura, întorc o pagină în urmă, 1 Timotei, capitolul 3, pentru cei care sunt în slujbă, versetul 4, să-și chivernesească bine casa și să-și țină copiii în supunere cu toată cuvința. Căci dacă cineva nu știe să-și încărmuiască bine casa lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Pentru că ar fi normal ca să îngrijim și de casele noastre și de biserica Domnului. Cei chemași, cei care o pot face mai bine să fie în slujbă, dar idealul acesta trebuie să-l avem cu toții. Amin? Dragii mei, familia dumneavoastră obișnuiți să vă vorbiți de rău. Este vreunul aici ca cel descris în Psalmul 50, că stai și clevetești pe rudenile tale? Da, vin cu a doua întrebare. Pe cineva din biserică l-ați vorbit de rău? Sau vin cu o a treia întrebare, ca să înțelegem mai bine ideea. Trupul dumneavoastră vi l-ați vorbit de rău? Așa să spuneți, într-o zi uitându-vă în oglindă, ce ai îmbătrânit, ce amărât arăți, n-ai fost frumos niciodată, nu te descurci. Dar familia, soția, dar nu numai, adunarea, nu-i trupul nostru?
Noi suntem adulare unii altora. Poporul lui Dumnezeu este un singur trup, iar capul este Domnul Iisus Hristos. Și familia se încorporează în adunare și adunarea în celelalte adunări și toți împreună suntem sau ar trebui să fim poporul lui Dumnezeu. Amin? De aceea să vă dea Dumnezeu harul unei colaborări binecuvântate. Să știți că beneficiați de acest ajutor reciproc. De aceea trebuie să-ți dai toată pasiunea pentru a face ceva în casa ta, dar și în biserică, pentru a ținea legătura cu familia și cu adunare. Dacă nu, ceva nu este în regulă. Spune Scriptura, cine zice că iubește pe Dumnezeu și nu iubește pe aproapele său, este un ucigaș. Dar spuneți-mi, vă rog, acest aproape se referă la familie sau se referă la adunare? Păi se referă și. Pentru că nu se poate să spună cineva, eu îmi iubesc mâna stângă. Asta țin și ceasul țin pe mâna asta și întotdeauna pe asta o apreciez. Dacă este frig, imediat o bag într-o mânușă. Și de mâna dreaptă să spună, dă-i pace că e mai tare să-ți descurci. Asta ar însemna să te preocupe numai casa ta și să nu fii interesat de adunarea Domnului. Pentru că nu este tot una în ce adunare este familia ta. Și sub acest aspect avem un total interes. Spune Scriptura în Ieremia 29 că noi trebuie să ne rugăm și pentru binele cetății, pentru că fericirea noastră atârnă de fericirea cetății. Dar în cazul adunării, nu potrivește ideea asta? Cu atât mai mult. Dar copiii noștri nu se vor căsători în familia noastră. Ca în vremea lui Adam și Eva, nu? Se vor căsători în adunare. Și dacă noi am făcut ceva pentru adunare, când copiii noștri vor fi mari, avem și noi de unde să ne alegem gineri și unor și o să avem cuscri cu care să fim prieteni. Dacă nu suntem prieteni cu nimeni în adunare, nu o să fim prieteni nici cu cuscri. Deci este un interes natural ca familia să colaboreze cu adunarea și mai fac aici o mențiune și adunarea și conducerea adunării cu familiile. Amin? Știți ce a spus Lidia, prima pocăită din Europa, către Pavel și echipa lui? Dacă mă socotiți credincioasă, intrați, vă rog, în casa mea. Pentru că sistemul de vizite, sau dacă nu se poate vizite, măcar telefoane, o strângere de inimă, o discuție, o părtășie, să poți să ceri ajutor în rugăciune fraților, surorilor din adunare, să poți să-ți împărtășești bucuria cu ei, să ai bucuria să slujești împreună, toate acestea sunt o necesitate și o binecuvântare, că este dulce și plăcut să locuiască frații împreună, mărit să fie Domnul. Rețineți așadar această primă idee, colaborarea dintre familie și adunare, ca încorporare în poporul lui Dumnezeu. În al doilea rând, vreau să vă arăt care este contribuția familiei și respectiva adunării în acest proiect divin. Și vă citesc pentru asta să vedeți că se suprapune, se substituie una alteia. Citim din Efeseni capitolul 4 pentru adunare, de la versetul 11. Și el, adică Domnul, a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Ăștia sunt în adunare, nu? Pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Versetul 14. Ca să nu mai fim copii plutind încoace și încolo. Versetul 15. Și credincioși adevărului în dragoste să creștem. Ce am citit în Genesa 1? Dumnezeu a spus creșteți. Dar cine e responsabil de creștere? Familia și adunarea. Aici am citit despre responsabilitatea adunării. Să creștem în toate privințele. Versetul 16. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat e ceea ce discutam înainte, colaborarea, prin ceea ce dă fiecare încheietură, prin aportul fiecărui membru, fiecărei familii,
primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Reiau aceste cuvinte. Potrivit cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Frați și surori, ca familiști, vă aduceți contribuția la zidirea adunării? Cine cântă în cor sau în orchestră, prin lucrarea ce o face? Prin zilele de post și rugăciunile care le face pentru adunare? Prin îndemnurile sau telefoanele care spuneam, prin încurajarea sau salutul sau binecuvântarea care ofer fraților tăi când te întâlnești, când te desparți? Prin pregătirea pentru slujire, la predică, la tot ceea ce există, aici sau în altă parte unde faceți misiune sau ajutoare sau tot ce faceți? Asta este rolul adunării în creșterea noilor născuți. Acum ascultați să vedeți rolul familiei. Capitolul 5, Efeseni, citesc de la versetul 25, pentru bărbați. Iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și a dat pe sine pentru ea? Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană. E rolul bărbatului, exact ca al slujitorilor din adunare. Versetul 28. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Nimeni nu și-a urât trupului, îl îngrijește cu drag, îl hrănește, pentru că noi suntem mădulare unii altora. Și acum vin cu întrebarea. În grija cui cade creșterea, formarea poporului Dumnezeu? Doar în a predicatorilor de la amvon sau și a bărbaților de acasă? Deopotrivă. Sunt femeile scutite? Să vă citesc, că și dumneavoastră aveți orar de slujbă mai lung ca noi. 1 Timotei, capitolul 2, citim de la versetul 8. Și vă rog să vă gândiți dacă aici e vorba de calitatea noastră ca membri în adunare sau în familie. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc, nu numai la adunare, e clar. Și ca familist îți revine aceeași responsabilitate. Și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Nu știu câți de dumneavoastră v-ați rugat în adunare până acum, individual. Nu? La rugăciunea în comun, sigur vă rugați, nu? Dar așa, în mod particular, sub îndemnul Duhului, sau după un anumit orar obișnuit să vă rugați, stimați frați? Înaintea lui Dumnezeu e primită și rugăciunea aceea când ești singur. Ai datoria să te rogi pentru familie și pentru adunare. Dimineața, în pauza de lucru, seara, nu știu. Dar este datoria noastră. Surorilor, versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage. Repet, nu știu câte v-ați rugat aici în public, dar acasă obișnuiți să o faceți? Se spune că la sfârșitul unei slujbe, o soră mai îndrăzneată s-a apropiat de un predicator și a zis, azi ai fost cam slăbus, frate. Și l-a zis, mi-am dat și eu seama. Dar nu ai vrea, continuă el, spunându-i, să te rogi în săptămâna ce urmează și chiar să postim și săptămâna următoare până vine a rândul să predic, dacă tot vrei să fii o predică bună, la care ea, dacă tot a intrat în hor, a trebuit să joace. Zice, ba da, s-au rugat, au postit și după următoarea predică a fratelui îl așteaptă sora și zice, frate, a mers mai bine. Poate, zice el, dar ar fi și normal dacă dai și tu o mână de ajutor. Pentru că eu nu cred că femeile aici sunt chemate să roage numai pentru casa lor, nu? Ce spune Scriptura în cartea prorocului Hagai? Îi binecuvântează sau nu pe cei ce se gândeau numai la casa lor? Zice, voi nu vedeți că și casa Domnului stă dărâmat. În vremea aceea evrei n-au înțeles că nici o familie nu trebuie să trăiască izolată, ci că este încorporată în poporul lui Dumnezeu, și responsabile tot ce se întâmplă și trebuie să aducă contribuția la bunul mers al lucrării. Spune mai departe aici,
să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Fac și aici o precizare, surorilor. Când vă îmbrăcați într-un anume fel, că aspectul ăsta e mai mult feminin, bărbații nu prea au ispite cu îmbrăcăminte, numai să nu ne fie frig. Dacă mai e vreunul care se cosmetizează, să se pocăiască. Dar în cazul dumneavoastră, știați că nu aveți responsabilitate numai față de familie, să spună vreuna, așa îi place soțului meu. Aveți responsabilitate față de toate surorile din adunare, față de toți bărbații care vă privesc. Da, în primul rând aveți o responsabilitate familială, dar apoi aveți o responsabilitate față de tot poporul lui Dumnezeu. Spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 11, zice, n-aveți case unde să mâncați sau să beți, vreți să faceți de rușine adunarea Domnului? Adică felul în care ne raportăm la popor, felul în care venim aici, chiar vis-a-vis de îmbrăcăminte, contează, sunteți privite. De altfel, noi suntem o priveliște, nu numai pentru frățietate, ci pentru îngeri, pentru lume, pentru demoni. Suntem ceva special în acest univers, suntem poporul lui Dumnezeu. Un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie a Lui. Avem o chemare înaltă, frați și surori. Spune mai departe aici, femeile se aducă contribuția prin fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Cunoașteți cazul femeilor care însoțeau pe ucenici? I-au urmat împreună cu Domnul până la Ierusalim, știți, și în ultima săptămână? Cunoașteți cazul Tabitei din Fapte, capitolul 9? Cui a făcut bine? Numai la casa ei? La tot poporul. De altfel spune Scriptura, întorc iarăși o pagină în 1 Timotei 5, de la versetul 9. O văduvă, ca să fie scris în lista văduvelor, trebuie să n-aibă mai puțin de 60 de ani, să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Asta înseamnă numai în familie? Nu, în comunitatea frățească. Faceți bine oameni, dar mai ales fraților în credință, Galateni 6. Să fi fost primitoare de oaspeți, iată relația dintre adunare și familie. Să fi spălat picioarele sfinților, să fi ajutat pe cei nenorociți, să fi dat ajutor la orice faptă bună. Doamne, ajută-ne! Dacă așa vom face, și familia va progresa și adunarea va înflori. Că ne aducem toți contribuție. Dar dacă cineva va spune, să facă cei din conducere. Într-o biserică din țară, era un frate, 60 și ceva de ani, n-a mai rămas în comitet, că mai pleca în străinătate la copii, în Statele Unite, dar mi-a povestit un prezbiter din acea adunare că în perioadele, în lunile în care stătea în România, era mai activ decât cei din comitet. E drept că era și mai liber, unde afla că este un bolnav, sau dacă trebuie dus să cină Domnului, sau dacă trebuie mers într-o familie, să fie întăriți, îmbărbătați sau mustrați, dacă e cazul. Și era dat ca exemplu, pentru că nu făcea un lucru doar pentru că era într-o funcție, ci făcea un lucru pentru că era în trupul adunării, era un adevărat membru în poporul lui Dumnezeu. În poporul Domnului nu trebuie să existe cam politică. Când la conducere stânga, dreapta e în opoziție și critică, și invers. În poporul Domnului este nimeni în opoziție, nimeni nu boicotează. Aici toți ne aducem contribuția pentru ca lucrarea Domnului să propășească, să se împlinească, scrie Isaia 53, Domnul să-și vadă rodul muncii sufletului său și să se învioreze, să se bucure, mărit să fie Domnul. Mai departe scrie despre femeie că chiar dacă are chemare diferită față de bărbat, nu este dat să predice și bucurați-vă că scăpați mai ieftin la judecată. În mod special noi, predicatori, o să fim judecați mai aspru. Am zis că mai aspru decât predicatorii, cred că o să fie judecați numai cei ce vând cărți. Că ei au acolo 1100 de predicatori pe taraba lor și pe toți, la toți le dau undă verde. Dar scrie aici ceva la femei, versetul 15. Totuși, ea va fi mântuită. Acest verset are de-a face cu faptul că Eva a căzut. A fost mai vulnerabil la păcat și apostolul spune, asta nu înseamnă că femeia nu are șansă, dimpotrivă, va fi mântuită prin nașterea de fii și acum ascultați chemarea femeii să stăruiască.
Ce înseamnă a stărui? Să faci în mod repetat, să insiști. În credință, în dragoste, în sfințenie. Toți suntem chemați. Îndrăznesc să spun că peste zi care sunteți acasă, sunteți schimbul 1, la adunare venim schimbul 2. Sau dacă ne adunăm duminică dimineața, ne imaginăm că lucrăm invers pe schimburi. La adunare schimbul 1 și mergem acasă schimbul 2. De aceeași firmă, frate și surori. Nu ne va plăti Dumnezeu la fel și după munca din adunare și după cea de acasă? Sau care muncă credeți că va plăti Dumnezeu mai bine? Hai, spuneți-mi. Dacă vreun predicator crede că aici e plătit mai bine, poate că trage mai tare la amvon. Dar să știți că sunteți plătiți și acasă, dragii mei. Că eu nu știu din cât sunteți aici, dacă reușiți la 10 să le schimb convingerile într-o seară. Dar într-o familie, spunea cineva de un frate aici care are 10 copii, dacă le ține o lecție și li se întepărește un principiu în minte, poate face mai mult decât un predicator. Dacă o soră cântă o cântare, nu știu cât o vor ține aminte acea cântare, dar dacă într-o seară îți înveți copiii o cântare, cum îi sunt ei cu minte agere, poate o țin minte toată viața. Și s-ar putea să fie mai mare randament acolo. Să ne dea Dumnezeu harul potrivit cu locul și darul primit să slujim Domnului cu toată inima. Să ne aducem contribuția, să fim dăruiți la biserică, acasă, oriunde avem ocazie. Spune Scriptura în cartea profetului Maleahi că cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Și în acele vorbiri, nu numai că Domnul a luat aminte, dar se înregistrează un progres spiritual. Să vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, unde sunt prezentate câteva nevoi care, să știți că nu se realizează de la amvon, ci prin contribuția noastră a tuturor. Versetul 11. De aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții. Cum și faceți în adevăr? De exemplu, scumpa mea soție uneori e sunată de o soră sau de alta și când mă întorc într-o zi acasă zice: dragă, astăzi aproape n-a reușit să fac nimic. Am fost toată ziua de servicii la telefon. Zic: dragă, dar asta e cea mai importantă lucrare, azi ai fost centralistă. Pentru că dacă este câte o soră doborâtă din tristare, mai cu seamă când vorbesc ele, femeile, așa, pe limba lor. Știți cum am citit din Tit 2, că femeile mai în vârstă să ajute pe cele mai tineri. Eu nu pot să fac o asemenea lucrare. Am fost la Viena la o binecuvântare și erau două mămici, una avea 11 copii, la vârsta de 28 de ani, era 11-lea. Și cealaltă lângă ea avea unul singur, era primul. Și am zis: nu te sperii de ce poate urma? Dar asta cu mai mulți, dacă este la rândul ei întărită în credință de alții, poate să-i dea curaj, elan la cealaltă care vine în urma ei. Și sunt diferite aspecte în viață. În mod special, femeile au problemele lor cu gânduri, cu frământări, cu pesimismul specific feminin, pe care bărbații nu îl înțeleg în mod suficient. Dar femeile pot să dea o mână de ajutor într-un mod binecuvântat. Sau cei care au avut o cădere, ca să dau un exemplu concret. Pe ăștia nu-i putem folosi la amvon, că n-au o reputație bună. Dar un astfel de om este tare potrivit pentru altul care trece prin aceleași ispite sau nu, atunci este căzut într-o anumită problemă. Ce-a spus Domnul la Petru? După ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. El a crezut că e foarte biruitor în fața diavolului, deși Domnul i-a spus că Satana a cerut să-l cearnă. Dar după ce a pățit-o, zice apoi în epistola sa: fiți treji și veghează, că diavolul dă târcoale ca un leu. Cu alte cuvinte, fiți treji, că eu am dormit. După când m-am trezit, se trezise cocoșul înaintea mea. Și apoi mi-am dat seama de greșeala care am făcut-o.
Citesc mai departe 1 Tesaloniceni 5, versetul 14. Vă rugând de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Asta vreți să cadă tot în competența fraților de la Amvon? Nu. Eu cred că nici nu-i potrivit să tot să spună păstorul la niște surori, nu că n-are drept să o spună, și o spunem dacă trebuie, care umblă cu fuste scurte, cum e acum moda asta, diavolească. Păi cel mai incompetent ar fi să spuneți dumneavoastră că restați lângă ele acolo pe bancă. Sau bine ar fi să spună mama acasă la fete. Dar ce nu se rezolvă în familie, se rezolvă la adunare, dar nu totul de la Amvon. Fiecare să-și aducă partea sa, contribuția la această lucrare sfântă. E ceva nepotrivit și neînțeles. Când vedem pe un frate sau o soră că au probleme, și să nu ne socotim responsabil să intervenim. Repet asta întâi în familie, dar și la nivelul comunității. Se încheie versetul cu cuvintele să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. I-ai spus și nu te asculte, mai spui odată, te rogi, insiști. Îi spui cu alte cuvinte, cum spune Scriptura, cuvintele Domnului Iisus, Matei 18. Nu te ascultă pe tine, mai iei doi. Dar nu, dacă nu te ascultă pe tine, îl mai clevetești la doi. Îi iei cu tine. Ca să încerci să îi vorbești, ca să îl ajuți să se ridice. Dacă știi că într-o familie ești primit, te duci acolo și ajuți. Dumnezeu să dea binecuvântare și har să ne putem aduce contribuția. Amin? Frați și surori, vă întreb, ce ziceți până în seara asta? Vă simțiți ca unii cu datoria împlinită sau cu lipsuri? Adică în familia noastră, între prieteni și în adunare, am făcut tot ce trebuia? Mie mi-a vorbit Domnul o dată printr-un proroc și m-a mustrat, mi-a spus așa, ascultă bărbatule, sunt lucruri care le faci foarte bine și sunt lucruri care nu le faci aproape deloc. Și în vedenie s-a arătat că eram pe un tractor și mergeam cu brazdă din capăt în capăt și încolo și încoace. Și mi s-a spus, ogorul cu colțuri și astea nu se pot face din tractor, te dai jos de pe tractor și iei sapa. Adică trebuia să mă ocup de niște indivizi și să mă ajute Domnul să o fac. Vedeți și în dreptul dumneavoastră ce ar mai trebui să faceți. Că uneori mi se pare că pierdem vremea. În loc să manifestăm poate un spirit evanghelistic. Țin minte că eram la o binecuvântare în Alba Iulia și venise pentru prima dată la adunare un polițist cu soția lui și un frate care fugise în Austria. Povestea aventuri așa, ca un erou care scăpase de armata română și de poliție, fentase. Se simțea acum cu curaj să vorbească în fața poliției, că era după Revoluție. Dar era acolo o soră, soția unui predicator, care l-a chemat pe gazdă deoparte și a zis, auzi, îi de datoria ta să-ți controlezi invitații. Poate polițistul ăsta nu mai vine niciodată în contact cu pocăiții. Dacă voi nu reușiți ca bărbați să spuneți ceva, îi închid eu gura și mă apuc eu și predic. Acum este un moment în care am putea să vorbim despre Domnul. S-ar putea să avem momente în care ar fi trebuit să cântăm și am ratat acele momente. Asta poate cu copiii acasă. Știți, spune pilda aceea din Evanghelie, Luca 11, merge un om la un altul să ceară pâine într-o seară târziu, că era închis la magazin, nu era non-stop atunci. Ce să spune gazda? Copiii mei sunt cu mine în pat. Poate că omul acela și-a făcut datoria, după cum scrie în lege în Deuteronom 6 și 11, să le vorbești poruncile sfinte când te vei culca. Facem asta? Dacă nici față de familie nu ne facem datoria, apoi ce să mai spun, să mai necem contribuția în adunare și în afara granițelor familiilor noastre? Și să nu spună nimeni că eu n-am timp. Știți, Iov
Avea o gospodărie foarte mare, o fermă, putem spune. Și avea 10 copii. Și spune Scriptura, eu unul cu 5 se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei, în anumite momente speciale, câte o ardere de tot. Socotind că, posibil, înclinația firului lui este înspre păcat, așa cum scrie încă din Genesa, că gândurile omului sunt rele încă din tinerețea lui. Frați și surori, eu am o vorbă. Nu mai întrăim când Metusala, hai să ne punem pe treabă. Că Dumnezeu ne-a cinstit să fim poporul Lui, dar în acest popor trebuie să ne facem contribuția. Bărbatul acasă, nevasta, dar de asemenea și în adunare, și unii și alții. Dar toate acestea nu se pot face decât într-o stare bună, într-o strânsă colaborare. De exemplu, asta spun în țară, că aici mai puțin aveți bătrâni. Cum să fie tinerii puși la îndemâna bătrânilor și bătrânii să slujească pentru tine dacă nu sunt într-o strânsă legătură, cum îndeamnă Petru 1, Petru 5 cu 5? La noi în biserică, de exemplu, fiind o biserică mare, avem peste 130 de văduve. Văduv nu avem numai vreo 10, că în toată lumea femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Și tinerii de la noi din adunare, băieți sau fete, așa s-au obișnuit, fiind învățați, să viziteze bătrâni. De altfel, toți bătrânii avem împărțiți și dați în grijă la tineri să-i viziteze. Și am auzit pe câte unul spunând, când moare câte o soră din asta în vârstă, zice, acum cine se mai roagă pentru mine, cine mai postește, să-mi caut alt bătrân. Bătrânii se roagă pentru tineri, tinerii îi vizitează pe bătrâni și au toți de lucru. În poporul Domnului nu există nici șomaș tehnic, nici pensionare de bătrânețe, ca să nu mai zic de boală. Toată lumea are ce să facă. Sau n-ai pe nimeni drag pentru care să faci ceva? Spune Scriptura, vă citesc în Psalmul 122, sunt cuvintele lui David, un om interesat de popor, ce să mai spun, că el era pasionat și de oile lui tatăl său. Nu lăsa nici măcar una să moară. Dar spune el aici, versetul 1, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Dar de ce era atât de pasionat de asta? Citesc de la versetul 6. Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc, observați, dragostea este motivatoare. Să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, aveți în adunare frați și prieteni? Cum să nu aveți? Aveți rudele, cel puțin. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac curări pentru fericirea ta. Dar în original spune ceva mai profund. Nu doar a rosti un cuvânt de bine, a face o urare, ci înseamnă, are un alt înțeles, îmi voi aduce aportul pentru binele casei Domnului, ceea ce înseamnă al poporului Domnului. Așadar, frați și surori, să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem o colaborare binecuvântată și asta înseamnă dragoste. Se zidește în dragoste. Dar în al doilea rând, să ne dea Dumnezeu bucuria și harul și sporul să putem să ne aducem contribuția în poporul lui Dumnezeu. În primul rând în familie și apoi în adunare. Și să ne ajutăm unii pe alții. Să nu cumva să facă vreun părinte, de exemplu, greșeala, vreun altul îi aduce observații, dar nu cu gând rău. S-a întâmplat într-o adunare, într-o familie, era un singur copil și păstorul i-a făcut ceva observații. Asta era crescut așa ca un prințișor și vine tata băiatului și spune la păstor, ce treabă ai tu cu copilul meu? Și eu am treabă cu copiii tăi? La care păstorul a spus, da, dar am o responsabilitate. Iar în al doilea rând, dacă și tu vezi ceva rău la copiii mei, ai dreptul să le spui, să le dai un sfat. Mă bucur pentru asta. Să nu mai treabă copilul meu. N-au trecut decât câteva zile și pe prințișorul ăsta îl prinde poliția cu mulți kilometri peste limita de viteză. Sună pe tată, s-a obișnuit să ia tata apărarea. Tata, ce se spune la poliție? Tata sună pe păstor, spune, frate, tu-și cunoști pe polițiști, spune să-l ierte. Și păstorul zice, auzi,
Sună-l tu pe polițist și spune cum mi-ai spus mie. Ce treabă ai tu cu băiatul meu? Da, măi, dar la polițist nu poți să-i spui așa. Deci la păstor poți, numai la polițist nu poți, nu? Vedeți? Se pare că nu înțelegem că adunarea vine în ajutorul casei noastre. Cu un sfat, cu un cuvânt profetic, cu o rugăciune. E o bucurie. Să vezi pe un frate sau pe o soră, pe un frate că stă de vorbă cu băiatul tău, pe o soră că stă de vorbă cu fata ta și o îndeamnă. Poate de la mama n-a primit. Poate mama n-a făcut suficient. O completăm pe mama. Mergem și o ajutăm. Și Dumnezeu va răsplăti. Ce faci pentru casă, ce faci pentru adunare. Ar trebui să fim într-o relație foarte strânsă și să aducem o contribuție cu toată inima, amin? Și în al treilea rând, vă întreb, care este calitatea la care ar trebui să ajungă familia și adunarea, toți cei din poporul lui Dumnezeu? Revin la textul din Efeseni, capitolul 4. Pentru că uneori mi se pare că nu știm câte clase ar trebui să facem. Știți că mai de mult bătrânii se lăudau că au două clase, altul care patru, pe aceea au mai evoluat lucrurile, altul care șapte clase și era mult cândva, nu? Altul se lăudat care liceu, altul spune nu, trebuie facultate, altul, dar atunci sunt master, altul, băi, deja sunt oameni cu doctorat. Și sunt oameni cu mai multe doctorate. Care nivelul la care ar trebui să fim? Efeseni 4. Citesc de la versetul 12. Pentru desăvârșirea sfinților. Și cine intră la sfinți? Comitetul? Toți membrii adunării? Tot poporul lui Dumnezeu? Absolut. Cum trebuie să ajungă desăvârșiți toți? De la mine, de acasă? Da. Versetul 13. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Auzi? Nu numai că să fii matur, trebuie să fii atât de matur ca Domnul Iisus Hristos. Dar se poate asta? Se poate. Cum? Întorc o pagină în urmă, 3, cu versetul 19. Partea a doua versetului. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Da, și se poate asta? Da, pentru că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului Iisus, Duhul Sfânt, cum vreți să-L numiți, vine în ființele noastre. Și poate să realizeze această dimensiune a desăvârșirii, a maturității. Spunea Petru, a doua sa epistolă, capitolul 1, de la versetul 3, să vedeți că și condiții avem, mijloace avem, dar e nevoie de contribuția noastră. 2 Petru 1 cu 3, dumnezeiasca lui putere, au zis cu ce operăm noi, cu puteri supranaturale, puterile viacului viitor, ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavie. Ne-a dat făgăduinții lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. Și aici e rolul nostru. Și dacă vom face așa, vom avea din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. Asta ce am citit în Efeseni 4 cade în competența bisericii. Să-și desăvârșească membrii. Dar ascultați acum ce cade în competența familiei. Efeseni 5. Spune Scriptura aici despre bărbat, versetul 25. Iubiți-vă, nevestele, cum a iubit Hristos biserica, ca să o sfințească și să o înfățișeze înaintea Lui. Fiecare bărbat să-și înfățișeze nevasta. Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă, și fără prihan. Frați bărbați, așa sunt nevestele noastre. Dacă nu-s, atunci să ne jertfim și să ne aducem contribuția ca nevestele noastre să ajungă desăvârșite.
vai de bărbatul care spune, a nevastă mea rea. Și asta e vina cui? Tu nu ești meseriaș, de-aia n-ai lucruri bune acasă. Mașinăria ta s-a defectat. Tu nu știi să lucrezi cu ea. A dus contribuție. Purtați-vă cu înțelepciune, 1 Petru 3 cu 7. Dând cinste femeii, adică, asta știți cum este o femeie. Se bucură mai ușor, plânge mai ușor. Este așa mai spontană, mai ciudată, ni se pare nouă, e femeia. Dar ne este dat în grijă să luptăm și să lucrăm la desăvârșirea ei. Sau nu așa să înțelegi textul de aici? A, n-are decât să le sfințească Domnul Iisus, nu? Domnul Iisus își face rolul acolo în cer și în fiecare zi. E la datorie. Și în momente de slăbiciune ne putem apropia de El ca un mare preot milos, numele Lui să fie binecuvântat. Dar pe pământ, tu ești preotul. Ești preoție împărătească. Și trebuie să vii pentru păcatele tale, pentru păcatele ei, pentru problemele copiilor, înaintea Domnului. Vorba lui Pavel, Galaten 4, copilașii mei, iară simt pentru voi durerile nașterii. Surorilor, puteți, trebuie să vă aduceți dumneavoastră contribuția la desăvârșirea bărbaților? 1 Petru 3 cu 1. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. A, unele surori cred că trebuie să fie supuse la bărbații aceia care sunt deja sfinți. Nu! Ai scris să fie supus la bărbați cu grad de sfințenie zero. Ca să-l ducă la sfințire. Să-l câștige fără cuvânt. Cum? Dacă nu merge cu vorbe prin comportament. Spunea o soră, într-un moment așa de întărătare, a zis soțului, băi, dacă nu te schimbi, te duci în iad. El, un om firesc, îi zice, și ce crezi că o să fiu singur din adunare, nu? Și mi-a povestit beata soră, zic, ce să-i mai spun? Ăsta își bate joc. De-i mai zic o vorbă, mai face un păcat. Și-o schimba tactica și spune, dragă, dacă predici nu primești, las că te înconjor cu fapte. O să fiu slujnica ta și îți arăt că pot să tac și să-ți fiu o soție supusă. Pentru că asta spune în Efeseni în capitolul 5, surorilor, despre nivelul la care trebuie să ajungeți, privind în familie și în adunare. Versetul 22. Fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului. Și dacă nu ești supusă bărbatului, crezi că poți să spui că ești supusă soțului? Ce credeți? Este vreo femeie desăvârșită în adunare și rea acasă, se poate? Asta așa numai dacă te uiți peste adunare fără să te uiți în inimă. Pentru că e aceeași lucrare și acasă și la adunare. Și am spus-o în mod repetat, dar o să o țineți minte. Fiți supuse soțului ca Domnului. Adică în felul în care te raportezi în familie, tu vezi la ce nivel de spiritualitate ai ajuns. Și să nu-mi spuneți că soții v-au cerut să fiți martire, că dacă vă cereau, nu mai erați aici în seara asta. Și dacă Domnul ar cere să fiți martire, ar trebui să acceptați sau să vă lepădați de credință? Dar dacă soțul vă face ceva rău, ce trebuie, să vă lepădați de el sau să răbdați? Vedeți? Se pare că nu avem conceptualizarea bună. Pentru că spune Scriptura în Proverbe 2, în Maleahii 2, când cineva are relația de familie afectată, este afectată și relația cu Domnul. Adică nu poate să fie cineva bun în familie și rău în adunare, nici bun în adunare și rău în familie. Numai o biată soră, când îl vedea pe bărbat s-o predicând, că știa ce să povestească, își zicea mintea ei, o, de nu te-ai mai dat jos, că acolo ești pocăit. Și când era în bancă și l-anunțau să meargă la amvon, zicea mintea ei, o, de nu te-ai sui, că tu n-ai ce spune. Deci nu se poate. Asta numai în imagine proprie, așa, tip farisei. Să spună cineva, ai o nevastă bună, dar în adunare? Ești supusă Domnului? A, eu sunt supusă Domnului, dar acasă? Bărbatul meu nu se poate. Înseamnă că Dumnezeu ți-a îngăduit un asemenea soț într-un proces al desăvârșirii. Mi-a povestit un păstor că mergea
pe avion și lângă el o soră care îi spune: frate, a ta m-a rugat aseară să-mi rânduie Dumnezeu pe cineva lângă mine, un pocăit cu care să stau de vorbă, am o mare problemă. Am rămas văduvă de tânără și mi-am dus văduvia până la 40 de ani. După aceea m-am recăsătorit și am nimerit peste un bărbat firesc și acum mă tot trag de cap. Ce mi-a trebuit mie? De ce o îngăduie Domnul asta? Și așa s-a făcut că fratele cunoștea istoria acelui bărbat. Și a spus: soră, cel ce acum ți este soț a avut o soție pe care i-a luat-o Dumnezeu, că ea a fost desăvârșită, dar el o chinuia prea tare. Și Dumnezeu i-a spus că e o ea. Și pe ea o duce la odihnă. Dar, zice, am fost martor la altă descoperire. Când a zis Duhul Sfânt: din pricina mijlocilor înălțate, bărbatule, cu toată împietrenii mitale, îți voi mai da o șansă. Soră, dumneata e șansa a doua pentru soțul tău să fie mântuit. Dar Duhul Sfânt spunea atunci că șansa aceea va fi numai o vreme. Pentru că familia în care suntem și adunarea în care Domnul ne-a așezat sunt locurile și rolurile noastre în procesul de săvârșire sfinților. Sunteți bucuroși de ce familie aveți? Sau vă pare rău? Desăvârșiți-vă la locul de muncă. Că oricum, când e vorba de familie, nu poți să schimbi firma. Când e vorba de adunare, hai că mai poți schimba, dar nu uita că și în altă adunare, dacă te duci, tot poporul lui Dumnezeu și oamenii sunt tot cam așa. Cum se spune că un om n-a mai suportat să înțeleagă cu cei din jur și a mutat în altă parte, unde nu cunoștea pe nimeni. Și când s-a dus cu camionul, la un moment dat a rătăcit drumurile și întreabă pe cineva: auzi, ăsta e drumul spre satul acela. Și respectiv îi spune: da. Și omul nostru, care se muta de necaz, întreabă: da, nu știi oamenii acolo în sat, sunt oameni buni? La care celălalt ce trebuie să răspundă, un om cu minte, a întrebat: da, de unde vii tu, ce fel de oameni au fost? Răi? Că de-aia am plecat. Și aici tot așa. Biet omul venea să întoarcă camionul în drum. Pentru că astea sunt condițiile în care lucrăm. Dar în aceste condiții noi trebuie să ne luptăm pentru desăvârșirea sfinților. Mărit să fie Domnul! La noi în comună s-au pocăit la un moment dat doi bărbați. Și nu după multă vreme s-au lăsat de pocăință. Cel puțin nu mai veneau la adunare. Și o soră a avut o vedenie, s-a dus și a spus la tata, care era slujitor acolo, zice: pe unul l-am văzut trântit lângă o scară și pe altul l-am văzut mort într-un sicriu. Cel doar trântit lângă o scară s-a ridicat, dar a mai căzut de vreo două ori. Și tata tare mult s-a ocupat de el. Țin minte că i-a spus mama la un moment dat, asta mi-amintesc din copilăria mea: dă-i pace, dacă nu poți să stea în picioare și tot ții de el. Și mi-amintesc că tata a zis: e un suflet, trebuie ajutat, e slab. Mai spre bătrânețe acel om s-a îndrăvenit, că i-a mai scăzut din puterea fizică. Când tinerețe era cel mai puternic om din comună. Când au avut 70 de ani, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și să-l auzi acum la bătrânețe, ce frecvent spune amin și aleluia, și cum s-a îmblânzit, deși mai în tinerețe, am zis că e plămădit cu explozibil. Și a trebuit multă muncă, dar în final au fost rezultate. Am întâlnit mămică ce a spus pentru unul din copiii ei: dacă adunam lacrimile într-o vană, te puteam scălda cât ești de mare. Dar s-a meritat. Pentru că se poate ajunge la desăvârșire. A spus Ioan Botezătorul: Dumnezeu din pietre poate să facă fiii lui Avram, mărit să fie Domnul. Recapitulăm și ne oprim aici. Frați și surori, Dumnezeu ne-a rânduit să fim membri într-o familie și membri într-o adunare. Dar ce-i mai frumos, să fim membri în poporul lui Dumnezeu. De ce a lăsat Dumnezeu familia? Vedeți? Te obligă familia să faci ceva ca să ne responsabilizeze. Adunarea, de ce a lăsat-o? Să fim un grup care ne adunăm într-o anumită zonă, într-o anumită localitate.
ca să fim un trup și să contribuim unii la formare, la zidirea celorlalți. Pentru ca în final și în familie și în adunare, urmărind același obiectiv, să ajungem la desăvârșire. Ce v-am citit la început din cartea Genesa, cum a creat Dumnezeu pe om, după chipul și asemănarea lui. Spuneți-mi, vă rog, Adam când a fost creat bebeluș sau om mare? Om mare, că doar s-o și însurat, nu? Ei, așa vrea Dumnezeu să ne creeze, nu doar bebelaș, din aia mofturoși care se ceartă de la jucării și nu fac nicio treabă, trebuie să dea alții mâncare în gură. Nu! Oameni mari! Asta spune Apostolul Pavel și asta trebuie să devină obiectivul nostru. Coloseni, capitolul 1, versetul 28 și 29. Asta când vii la adunare, când întâlnești un frate sau o soră, când ești acasă, să știi ce ai de făcut. Pe El, adică pe Domnul Iisus, Îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om, vă rog să rețineți de câte ori scrie orice om, și învățăm pe orice om a doua oră, în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm a treia oră, pe orice om desăvârșit în Hristos. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Avea Pavel această pasiune să ne-o dea Domnul și nouă. Și oricine ne întreabă, ce faci? Lucrez, la ce? La desăvârșirea sfinților. Unde sfinții? La mine acasă și mai sunt în adunare. Ăsta mi-este obiectivul, Domnul Hristos în cer, noi aici pe pământ și Dumnezeu își va vedea într-o zi lucrarea terminată. Pentru că toți trebuie să fim ca într-o familie. Ce-a spus Domnul Iisus? Cine-i familia Lui? Cine-i mamă, soră, frate? Cel ce? Face voia lui Dumnezeu. Într-o zi în cer vom fi o familie. Acum, dacă v-aș întreba aici pe toți care sunteți din Moldova sau din Ardeal, să vă întreb, sunteți rudenii? Poate zice unii, nu. Vreau să vă spun că în cer nimeni nu poate spune că nu-s rudenii. Că vă contrazice Adam și Eva. Și ce nu sunteți de-a mei, mă? Să fie un bătrân aici, în Voitinel, știu pe cineva care are 250 de urmași. Nu știu dacă toți strănepoții așa se cunosc între ei. Dar imaginați-vă că un strănepot din ăsta merge cu un alt strănepot la bunica acasă, spune cu totul altul. Noi nu suntem rudenii. Să spună străbunica, cum mai că sunteți de-ai mei? Dar pe lângă faptul că suntem rudenii din Adam, ne-a înfrățit Hristos Domnul. Ne-a legat într-un singur trup, să ne ajute Domnul să rămânem legați și ca să le puteți ține minte ușor, le-am numit pe toate cu ce? Colaborare, contribuție și în final calitate, ceea ce înseamnă desăvârșire. Doamne ajută-ne, amin.